uitați-vă cât de frumos este fosta stațiune renumită în secolul XVIII. Cazinoul pe partea altă, hotelurile Decebal, Traian. Complexul balnear Apollo iară este paragina. Singurul care l-au renovat aici, nu știu cum a fi pe interior, fațada de la hotelul Ferdinand. Da, este un izvor aici în stânga, o să-l puteți vedea de pe podul, de pe podul ăsta. Uite, podul ăsta e din 1863 și în loc să-l consolideze, au pus restricție de tonaj de 1,5 tone. Uite acolo jos, unde sunt pietrele alea, stăteam pe pietre și cu picioarele în apă. Ăsta e hotelul Ferdinand și imediat ne oprim aici, un pic mai în față. De regulă stăm o oră aici, de regulă, da? Nu stăm o oră la mod, ca să stăm în altă parte, exact. Mai bine. Stăm, dar nu o oră. Păi, ce ziceți? La și jumătate atunci e ok, sunt 40 de minute. Da. Spre exemplu, puteți vizita, v-am zis, în zona asta, în afară că faceți niște poze aici cu Hercules, sau vă întoarceți până la podul ăla istoric. Steagul ăsta galben primul, în subteran jos, se pot vizita băile romane de acum 2000 de ani. Este singurul obiectiv care merită vizitat. Galben? Da, unde e primul steguleț galben? Aici se intră acolo în jos, da? Băile Apollo, da. Statuia lui Hercules este realizată din fier de tun de meșterii germani Glanz și Rommelmeier. A fost dăruită de arhiducele austriac Carol în semn de omagiu pentru ofițerii și soldații armatei imperiale care s-au făcut bine în urma tratamentului efectuat în stațiuni. Montată în anul 1847, statuia lui Hercules a devenit simbolul stațiunii Băile Herculane. Aqua Herculis sau Băile Herculane, perla Banatului Montan, situată pe Valea Cernei, localitate cunoscută de mai bine de 2 milenii, mai precis în anul 102, de pre vremea împăratului Traian, când romanii, preluând ideea de la greci, au introdus și au dezvoltat metode pentru relaxarea balneară. Orașul a primit numele după Hercules, fiul lui Zeus și al Acmenei, patron al apelor termale și al echilibrului între forța fizică și cea spirituală. În timpul retragerii aureliene, băile au decăzut, dar au continuat să fie folosite conform scriptelor istorice din acea perioadă. După 1718 începe istoria modernă și contemporană a băilor Herculane, perioadă în care au cunoscut o reconstrucție și o amprentă barocă demnă de Imperiul Austriac. Astfel, au fost reconstituite și modernizate băile și au fost ridicate majoritatea edificiilor prezente și la ora actuală, băile Neptun și Diana, cazinoul, piața Hercules, hotelurile Traian și Decebal, statuia lui Hercules, pavilioanele 4, 5 și 6 și gara. Baia Apollo se află localizată în centrul istoric al stațiunii Băile Herculane, în capătul dinspre Catedrala Catolică a hotelului Apollo. Baia Apollo era una dintre primele băi construite în perioada de dezvoltare romană, iar de-a lungul timpului a avut mai multe denumiri. Astfel, în anul 1724, avea denumirea de Baia Comună.
Între 1737 și 1739 a fost arsă în timpul războiului cu turcii, apoi a fost reclădită între anii 1758 și 1760 și i s-a dat denumirea de Baia cea Mare. În anul 1792 a fost refăcută și acoperită cu șindrilă, motiv pentru care a fost redenumită în Baia de Șindril. Forma actuală o are din anul 1846, a fost refăcută în anul 1866 și modernizată în 1970. Baia Apollo comunică la interior pe substradă printr-un tunel subteran cu pavilionul 5 și era prevăzută cu 3 bazine de răcire, 32 de cabine și 3 bazine cu marmură albă și roșie. Fiecare bazin avea destinație clar delimitată pentru bărbați, femei și militari. Izvorul, care a dat și numele băilor, se află în incinta pavilionului și este captat prin amenajarea unui bazin etanș peste izvorul propriu zis. Apa izvorului face parte din categoria apelor clorosodic, calcic, bromiodurat și sulfuros. La ora actuală, Baia Apollo este muzeu privat și este amenajat pentru vizitare. Acest proiect a fost pus în practică și întreținut de Iancu Dumitru, administratorul acestui pavilion. Din dorința de a reda publicului măreția și tehnica inginerească a perioadei romane, Baia Apollo a fost amenajată sub forma unui muzeu, iar sălile au fost redenumite în funcție de personalitățile care au trecut pentru tratament pe acolo. Astfel, există bazinul Reginei Maria, bazin pentru tratament cu o incintă care a păstrat arhitectura romană specifică acelei perioade cu pereți curbi și horn de aerisire central, sala Reginei Maria, un loc special amenajat pentru relaxare și socializare. La Baia Apollo se regăsește într-o sală specială tabula votiva, numărul 1, împreună cu traducerea acesteia. Tabula votiva cuprindea ceea ce în zilele noastre numim review-uri. Acestea erau acordate de personalități romane sub forma unor impresii despre locație. Tabula votiva numărul 1, Baia Apollo. Prezența tabulei votive ilustrează fără tăgadă vechimea și importanța acestui izvor milenar. De asemenea, sunt amenajate diverse săli, ce ilustrează personalitățile care au trecut cel puțin odată pe la Baia Apollo. Amenajarea acestui muzeu privat se înscrie într-o normalitate pe care cu toții ne-o dorim. Restaurarea trecutului pentru înțelegerea prezentului și cunoașterea istoriei de care putem fi mândri. Restaurarea acestor piese arhitecturale de excepție te transpune în vremurile de veacuri apuse, vremuri în care s-a scris istoria celor mai vechi băi termale din Europa de Sud-Est. Păi ce faci, băi? Băi, cum te costumați, măi? Ia uite. Îți fac o poză lângă el? De trebuie să-mi iau și eu costumul lui Adam. Nu mai filma în detaliu. Ce faci, măi, omule, aici? Ha? Ai ieșit de la duș, e? Da. Tocmai a ieșit din baie.
urma vizitei din băile Herculane am realizat că stațiunea s-a degradat foarte mult, iar autoritățile se facă nu observă acest lucru. Ori din lipsa fondurilor, dar nu știu dacă banii sunt cu adevărat o problemă din moment ce pe frunza Elenei Udrea s-au alocat mai bine de 30 de milioane de euro. Vă mulțumim pentru vizionare. Am pus în mișcare de aici, din stațiunea imperială, din partea veche a stațiunii. Și mergem să vedem restul stațiunii, stațiunea nouă și apoi, practic, localitatea unde stau localnicii, da? O să ne fie vecin de drum până în golful Orșova, râul Cerna, pe care l-avem acum în dreapta. Vedeți acolo în dreapta, pe malul celălalt, pavilionul Venera. Aici unde vă spuneam că sunt boile Venera. Uite, nenea asta e în pielea goală. I-a intrat tricou la apă. Șase, șapte, opt ani tot lucrează și încă nu e gata. Au gară aici în regulare? Da. N-au nicio gară. N-au? Păi, hai să vedem unde e stațiunea și haide să vedem unde e gara. Gara e la București. Adică de partea asta vreau să zic. O să vă arăt, da? Am înțeles. Păi, mănânci, ce coboram aici? Aici? La Herculane și la mașină pe la... Roman. Păi da, dar care e departe? E, aici sunt hotelurile astea mai mari, Minerva, Diana, acolo la altul, da? Internaționalul. Aici este zona mai animată, vara, să zicem așa, da? Acolo munții Domoglet. Munții Domoglece din stânga, corect. E, și aici, după ce traversăm acurul Cerna, s-a terminat stațiunea Băile Herculane. Aici se termină și începe orașul, să spunem așa, da? Iar până la gară mănânci vreo două pâini. Și ne lua autobuz de la ei, de la da, acum cred că e un maxi-taxi. Important e că e ceva.